mai nou din acest an, cererile nu trebuie depuse neapărat personal la casa de pensie. Am insistat asupra faptului că pot fi comunicate pe e-mail. Și în anumite situații am văzut indicată adresa de e-mail a casei județene de pensie. Noi am făcut o pagină nouă și o adresă nouă pentru aceste cereri. Este vorba de adresa bilete@cjbsv.ro. Este adresa care este urmărită permanent pentru listarea acestor cereri. În partea cealaltă se blochează standurile chestiuni tehnice. Există riscul să pierdem acele cereri care au fost trimise pe adresa oficială a casei de pensii. Deci pe această adresă specială primim cereri pentru bilete de tratament. Și mai așteptăm cereri.